Eu cred că vina asta tragică, ca și în tragediile lui Sofocle, este greu de cuantificat, dar trebuie să ne gândim că ne aflăm în prim cutremur cosmogonic dat de conflictul dintre mitul arhaic, eroul arhaic, ciobanul Frigda și mitul civilizator, eroul civilizator gramofonul. Dobro večer, Ucraina! Bună seara, ZDZ! Eu sunt Teo, voi vă uitați la Nimic Nou, episodul 13 și de asta o să aveți ghinion. Ca să-i liniștim pe fanii noștri cu sindromul Asperger's, vă anunțăm că am corectat manele 2013 din generic, am schimbat tranzițiile ca să nu mai vedeți ca printr-un fund de borcan, iar băiatul de la sunet și-a luat Adidas noi! Comentariul săptămânii vine de la Shobi 2012, apropo, suntem în 2014, frate, care ne spune așa: o să mă despart de prietena mea dacă îmi dai un tricou. Ești un porc nesimțit. Și nu numai că nu o să-ți dăm ție niciun tricou, ne-am hotărât să-i dăm iubitei tale o bluză cu mânecă lungă. O avocată din Oradea a fost de curând învinuită de către DNA că a amenințat un martor fredonând melodia Morărița de Mirabela Dauer. Mai precis, i-a zis: roata morii se învârtește țac, 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 fără să facă chestia asta cu mână. Bună mișcare! Pe de-o parte, martorul a înțeles perfect mesajul, pe de altă parte, DNA-ul nu prea are ce să-i facă avocatei, pentru că roata morii nu mai intimidează pe nimeni de pe vremea lui Horia, Cloșca și Crișan. Bine, martorul nu s-a declarat speriat, ci doar puțin tensionat, cum e de altfel oricare dintre noi când aude de nicăieri Mirabela Dauer. În urma unei operații eșuate, cântăreața de operă Amy Herbst și-ar putea încheia cariera muzicală, pentru că nu mai poate să atingă note înalte fără să dea drumul unor ușoare flatulențe. Iată o știre care ne confirmă ce știam deja: opera e plină de mașini. Un patron de firmă din Craiova a fost mușcat de un funcționar public în timpul unei executări silite. Asta e strigător la cer! Trebuie să așteptăm ca un funcționar public să sfâșie vreun copil în parcuri până să facem ceva? Eu zic așa: în două săptămâni, toți angajații la stat ori adoptă un ONG, ori îi eutanasiem. Aici, la Nimic Nou, ne pasă de sănătatea voastră. Așa că hai să ne uităm la un clip din campania antifumat din Republica Moldova, intitulată creștinește Mă lepăd. Dacă am putea stoarce smoala cancerigenă din plămânii unui om care fumează un pachet de țigări pe zi timp de un an, iată cât vom obține. Suficient ca să te facă bolnav. Foarte bolnav. Leapădă fumatul. Acum. Nu știu voi cum sunteți, dar pe mine m-a motivat să mă las de fumat. Acum bag direct smoală cancerigenă. Dacă nu v-a convins clipul ăsta, avem unul și mai bun. Fumezi ca să fii cool? Țigara dă bine la imagine. Ce poate fi cool într-un obicei scârbos? E ca și cum te-ai scobi în nas. Leapădă fumatul. Acum. Eu nu m-am lăsat de fumat, dar din păcate am dat de alt viciu. Frate, dă-și mie un pai, că mi-am tăiat unghiile. Păi ce faci, un foc nu-mi dai? Așa. E timpul să trecem la lucruri cu adevărat serioase. Cetățeni, puteți să uitați tot ce știți despre istoria românilor și misterele dacilor. Un secret halucinant vă este ascuns de mii de ani, și anume, unul dintre județele țării noastre nu este ce pare a fi. Dacă ați fost vreodată prin Galați și v-ați simțit ciudat, ei bine, aveți motive întemeiate. Realitatea e mai șocantă decât orice închipuire. Județul Galați este, de fapt, Atlantida. Semnele sunt evidente pentru cei cu al treilea ochi deschis. Galațiul e plin de inundații și cutremure, exact ca un anumit continent mitic înainte să se scufunde. Mai mult, în nenumărate rânduri, gălățeni au fost văzuți la munca câmpului cu tridentul pe umăr și cu gulerele ridicate pentru a-și ascunde branhile, toate astea arătând că sunt pregătiți în orice moment să se întoarcă în adâncuri. În plus, județul Galați pare a avea un noroc supranatural, câștigând potul cel mare la loto de 6 ori în ultimii 6 ani.
Concluzia nu poate fi decât una. Gălățenii se ridică odată la câteva mii de ani ca să câștige la loto și se întorc apoi în adâncuri cu banii și loganurile noastre! Dar putea fi o coincidență, ar putea fi. Dar trebuie să ne gândim că ne aflăm în prim cutremur cosmogonic dat de conflictul dintre mitul arhaic, eroul arhaic, ciobanul Frigda și mitul civilizator, eroul civilizator, gramofonul. Treziți-vă, oameni buni! A venit momentul să anunțăm câștigătorul concursului din ediția trecută, pe care îl vom răsplăti cu o baladă de Valentine's Day. Ne-au plăcut foarte mult înscrierile voastre, dar într-un final l-am ales pe Cosmin, pentru că din seria Pletoși și pentru că barbă. Cât despre cântăreți, am vorbit cu Temișan și Comornic, au zis că n-au timp. Adrian Enache nu mai vorbește cu noi, așa că într-un final a trebuit să ne mulțumim cu Smiley. Și umblă vorba prin oraș că a salvat un câine de la îngheț, din barbă făcându-i fulăraș. E așa de bun la tenis de masă că l-a bătut și pe Ilie Năstase. Și chiar dacă Ilie nu joacă tenis de masă, trebuie să fie cât de cât bun, deci practic contează. Găsește-l pe Cosmin, zburați spre fericire. Hai pierde-te, Cosmin, noi am promis iubire. Găsește-l pe Cosmin, zburați spre fericire. Hai pierde-te, Cosmin, noi am promis iubire. Și sex, sex, mult sex. Și sex, sex, mult sex. Iar dacă vrei să fii a lui soție, o să te trateze ca pe o regină. Știe să facă omlete și sarmale și piftie. În vamă cel mai șmecher cord o să te țină. Și dacă tot nu ești impresionată de acest bărbat puternic și abil, să știi că joacă League of Legends și face adesea cât un pentachil. Găsește pe Cosmin, zburați spre fericire. Hai pierde-te, Cosmin, noi am promis iubire. Găsește-l pe Cosmin, zburați spre fericire. Hai pierde-te, Cosmin, noi am promis iubire. Și sex, sex, mult sex. Și sex, sex, mult sex. Ia, iau, deliric, e prea băiat, băiat, știi bine. Dar Cosmin Soto să facă mai mult sex ca mine. O să te pierzi în el când l-ai găsi în tine. Și n-o să cazi pe gânduri, tu o să-i cazi în vine. Pe față un pic păros, tu fă-i un cioc frumos. Că poartă pleată sus, nu poartă pleată jos. Și fiindcă-i fan Nirvana, nu-i place House of Pain. Să iei în gură pușca precum Kurt Cobain. Și pe deliric uită-l, că s-a vândut săracul. A semnat pac cu Cosmin, n-a mai semnat pac cu dracu. Și Smiley praf oricum, știai că n-are glas. Cosmin cânta mai bine, n-a avut timp de tras. Găsește-l pe Cosmin, zburați spre fericire. Hai pierde-te, Cosmin, noi am promis iubire. Găsește-l pe Cosmin, zburați spre fericire. Hai pierde-te, Cosmin, noi am promis iubire. Și sex, sex, mult sex. Și sex, sex, mult sex. Da, da, e 2014, nimic nou. E face records, ha-ha-ha production.
a sexică, șogor pe viață, Smiley și Deliric, la tine în casă. Încă o dată, dă-i un like, scrie pe Facebook, dă-i pe Twitter, i-am făcut cont peste tot, dă-i un Vine cum faci tu twerk, twerk, twerk. Ăsta a fost episodul 13 din Nimic Nou, tată. Eu am fost Teo, tată. Declar acest episod, tată, binecuvântat, tată. Toate canalele de YouTube să se desfunde, tată. Tată, nu mai lua alocația, tată. Tată, nu mai bea, tată. Tată, nu mai bea. Tată, nu mai da. Tată, nu mai da. Ridică-ți pantalonii, tată. Ridică-ți pantalonii. Nu împart, tată.